Bună dimineața! Ia uitați ce avem noi aici. Avem o mașină de buzunar, o Dacia Spring, full electrică. Știu că mulți cunoașteți modelul ăsta, v-ați studiat, ați văzut ce și cum, dar haideți să-l testăm și în stilul meu. Ia să vedem. Am 1.96, 115 kg. Am intrat perfect în ea, fără nicio problemă. Pornim, punem contactul, am dat cheie, hai, nu se aude motorul, băi, ce ne facem? A apărut ok-ul acolo în stânga și hai să mergem. De fapt, înainte să mergem, stați așa că era să uit, să punem centurica. Mașina asta este construită strict pentru anumite nevoi. Nu este pentru fală, pentru nu mai știu ce nebunie de confort, de lux, de spațiu și așa mai departe. Trebuie să înțelegeți că mașina asta mică și chinezească, cum este ea sau cum vreți voi să o numiți, este construită pentru o anume treabă. Nu este pentru oricare treabă. Și tocmai de asta este limitată din multe puncte de vedere. Dar la ce văd așa la prima strigare, arată foarte bine și foarte dotată. Are inclusiv asistența la frânare de urgență, ceea ce pe nici pe Duster nu este asta. Foarte multe mașini nu vezi așa ceva. Ia să vedem. Avem așa, este încărcată bateria 100% și range 195 de km. Ce o să fac azi cu Spring-ul ăsta? O să fac ceva în stilul meu. Stai că trece camionul ăsta să nu mai ia vântul, să sperăm. Ah, nici nu s-a mișcat. Bun. Ce o să fac cu Spring-ul ăsta azi? O să fie un test în stilul meu și cu siguranță o să vă placă. O să fie ceva total diferit față de ce s-a testat acum, până acum cu Spring-ul. La prima vedere și la prima audiție, da, cum este și normal, fiind o mașină foarte ieftină, adică până în 10.000 de euro full, de fapt, sunt cam un singur model, mai poți pune una alta peste ea, cum ar fi, acolo lipsește un buton. Asta este prima generație, adică mașina asta a fost adusă la reprezentanță înainte să fie livrate mașinile către clienți. Și lipsesc două dotări, am înțeles. Adică butonul la gol era, are o chestie care se leagă cu SOS-ul și genul aplicație, te înscrii în My Dacia cu seria de șasiu și vezi acolo anumite detalii, gen câtă baterie ai, poți să o și pornești din telefon în anumite condiții, sunt mai multe chestii, este o aplicație. Și asistența la frânare de urgență, modelul acesta nu are, modelele absolut toate cele care vin au această dotare. Deci merge foarte frumos. Scaune ok, nici cel mai mic nu simt nevoia de nu știu ce confort sau că stau în ea nu știu cum. Mașina este din punctul meu de vedere concepută și gândită pentru a te deplasa cu ea din A în B în oraș, dacă stai lângă oraș, nu știu, într-o comună la țară, nu foarte departe să depășești range-ul ăsta cu tot cu oraș. Să-ți iei copiii de la școală, să-ți faci piața, să-ți duci actele la contabil, să faci distribuție cu ea de pizza și tot felul de nebunii din astea, care necesită o mașină cu economie minimă și cu costuri minime.
pentru asta este făcută mașina asta. Nu să intri în ea 4 persoane, 5 trollere, să te urci cu ea pe munți și să mergi cu 200 la oră, să mai ai și confort și fără zgomot și eu mai știu ce avioane să ai. Da, e foarte ciudat ca eu să stau în mașina asta. Adică e, nu știu, e ca un scooter cu acoperiș sau ca un ATV cu acoperiș. Dar e foarte mișto, îmi place maxim. Pentru oraș este extraordinar. Hai să vedem ce o să iasă din ziua de azi. Hai să vă mai arăt o chestie pentru care mi se pare utilă această mașină. Are chiar și cameră de mers înapoi. Ah, uite ce frumos se deschide pe bagaj, așa. Bun, dar pentru cine n-are mâna mare, am apăsat. Trebuie să apeși în același timp, dar probabil ajungi. Un portbagaj destul de măricel, adică foarte ok portbagajul pentru mașinuța asta. Și ce poți face cu ea foarte frumos, ce fac și eu. Mergi și-ți cumperi piese. Mergi frumos în oraș. Nu te stresezi că n-ai motorină, benzină, că stai în trafic. Îți cumperi piese la utilaje. Te duci cu ea foarte frumos, ți-ai luat ce ai nevoie. Nu le lăsăm acolo, că așa. Și îți faci treaba cu ea. Fără nicio jenă. Adică foarte utilă mașina asta. Ieftină și utilă. Acum să vedem, mașina asta are 7000 și ceva de kilometri fără nicio intervenție. Continuăm. Avem o nouă jucărie în teste. Dacia Spring full electric. Și o să o testăm azi cum probabil nimeni n-a testat-o. Rămâneți aproape, o să fie interesant. Să vă arăt unul dintre motivele pentru care Spring. Ia uitați. Găsești loc, cam oriunde. Fără stres. E micuță, mică și intră. Ne apropiem de zona de munte a județului Buzău. Deci am parcurs din Buzău până aici 36 de kilometri. În modul eco, fără căldură, fără muzică, am vrut să o las cu cât mai puțin consumator posibil și cu viteza legală. Bine, acum chiar nu suntem chiar legali, avem 60 la oră în loc de 50. Dar dacă aveam o stație de încărcare în zonă, nu există stație de încărcare unde merg eu și am de făcut cam 120 de kilometri dus întors. Și vreau să fiu sigur că ajung și acasă cu ea. Bateria arată 82% și noi urcăm, adică suntem în zona Ciuta-Buzău, dacă pentru cine cunoaște zona, e o destul de, na, se urcă, se coboară, o zonă de deal mai mult decât de munte. Aș fi mers mai departe, dar nu cred că există pe valea asta până la Brașov, cel puțin stații de încărcare. Dar cine știe, o să-mi iau un generator și merg cu ea la munte. Hai să mergem să vedem ce ne așteaptă. Suntem în Dacia Spring Electric. Sunt cu un prieten apropiat. Salut, Marius. Marius este un viitor posesor de Dacia Spring. Ce vreau să menționez este că nu am regizat nimic, nu am vorbit înainte, nici nu s-a așteptat că o să-i pun întrebări. Și vreau să-l întreb, de ce ți-ai ales tu Dacia Spring? De ce ți-ai comandat această mașină? Pentru ce? Nu, în primul rând, ce mașină conduci ca să și o înlocuiești cu Dacia Spring? Și ce activitate ai tu? Cu ce te ocupi? De zi cu zi folosesc o mașină mică de oraș, un Nissan Micra. Și am ales Dacia Spring pentru că oferă avantaje pentru oraș. Pentru oraș în principal. A, Nissan Micra, ai chestia aia micuță. Tot cam din clasa exact, Spring, exact. Doar că e, ce motor are? 1.4 benzină. 1.4 benzină. Și o ai pe GPL sau? Nu, îmi place GPL, o folosesc doar benzină. Doar că
ca... bătrână, consumă mult. Ce consumai pe oraș cu... 8-9%, depinde cum se merge cu ea. 8-9% da. În condiții de normale, de vară, iarnă sau vara mai scade, na, ca de vara obicei? Vara mai scade, dar iarna cam 9% acolo, mers sportiv, agresiv. Am înțeles. Tu o folosești, nu știu, poți să zici așa un număr de kilometri pe săptămână, pe lună, cam cât folosești o mașină în mod normal pe oraș? Că presupun că o folosești strict în oraș, strict locuiești în oraș, nu? Da, da, strict în oraș, pentru dus copiii la grădiniță, trimis chestii, colete, ce piață, da, supermarket, exact. Ce face un familist în oraș? Exact. Treburi casnice. Cam câți kilometri faci așa, parcurgi pe... Săptămână de lucru 100 de kilometri așa, în medie, poate chiar mai mult. Peste 100 de kilometri săptămânal. Da. Și la cât s-a scumpit benzina acum? Acum nu putem spune nici taxele că sunt la mașina pe care o ai tu, mă refer, că sunt foarte mari. Na, este o mașină micuță, 1.4 benzină, dar na, cum ai spus și tu, veche. Și probabil ai ajuns să bagi ceva bani în ea, că na, asta e și normal. Dar de ce ai ales Spring-ul? Ai mai testat alte mașini? Ai mai, nu știu, cum ai ajuns să alegi Dăcioara asta, Matizul ăsta puțin mai înalt? Ai testat-o înainte? Ai testat, da, și altă mașină? Am fost să fac un drive test cu ea și mi-a plăcut cât de ușor e de manevrat și de înghesuit în orice loc. Da. Plus că e foarte confortabilă. Poți să-ți faci, zic, poți să-ți alegi locul de parcare foarte, adică mult mai lejer decât o fac alții. Da, și ca și preț versus ce beneficii îți oferă, mi se pare cea mai avantajoasă din gama ei, ca mașină nouă. Eu tocmai de asta am vrut să te invitați cu mine la plimbarea asta, că acum nu știu câți dintre cei care folosesc Spring-ul merg 100, cât o să facem noi azi, și prin zonele astea de munte și o să vedeți voi unde, folosesc Spring-ul, adică ce facem noi azi, consider că mașina asta e folosită mai mult decât a fost ea concepută, să mergi cu ea în afara orașului și în zonele astea de munte. Crezi că la prima vedere, așa, după ce ai mers până acum de jumătate de oră și cu ce ai testat, crezi că i-ar lipsi ceva mașinii? Nu știu, poate ceva de adăugat din fabrică, nu știu, vreo opțiune, vreo, nu știu, orice altceva. Exceptând, na, este o mașină ieftină, China sau de unde o fi fost ea făcută, zgomotul, nu cred că putem să spunem că e deranjant. Bine, avem 50 la oră, dar chiar și așa, că presupun că testele astea care s-au făcut cu bateria și cu nebuniile astea sunt la viteză mică, nu la 150 la oră. Adică când își cumpără cineva o mașină din asta, sau când o vede la prima vedere, cei care zic că este un gunoi sau ce mai zic ei acolo, spun că se așteaptă să fie Dacia Spring la Super Tesla, să intre 5 persoane în ea și 5 porci cu 10 trolere și să urce cu ea pe munți. Asta cred că așteaptă lumea de la o mașină de genul. Dar ea este concepută pentru limitat, să spunem așa, dar în limita aia își face treaba foarte bine. Cred că, nu știu, părerea mea la cum am mers la mine prima dată când merg cu electrică, eu cred că o să te mulțumesc că modelul ăsta pentru ce vrei tu să faci. Sunt sigur că o să fie peste așteptări. Și cu... Eu, uite, n-am întrebat, dar o să întreb. Tu te-ai interesat ceva de partea cu întreținerea? Adică, nu știu, trebuie să ajungi la un anumit interval de kilometri, la reprezentanță, să faci ceva anume la ea, știi? Nu știu, să-i schimbi, eu știu, vreun cablu, vreun... orice. Nu m-am interesat, nu știu detaliile acestea. Abia aștept să vină mașina ca să pot să o testez și eu. Cât te-a costat? Sau cât o să te coste într-un final mașina? Sau cât te-a costat? Nu știu cum ai procedat. Când am fost să dăm avansul, prețul de listă cu Rabla Plus rămânea o diferență de 8.500 și puțin de euro. Nu mai țin exact suma. Dar ca bani, ca mașină nouă de oraș, nu găsești altceva, altă variantă. Mai ales fiind și electrică. Să străbați 200 de km autonomie cu un plin, o încărcare de 30 de lei sau cât vine, ce mașină găsești. Da, și taxele, chiar de taxe te-ai interesat ceva? Da, oricum, știu că sunt zero la taxe pe electric.
Nu era ceva cu un impozit sau ceva 2, 3, da, zero, nu plătești nimic. Așa știu că e zero. Și de asigurare și nebunii astea? Asigurare, nu știu, n-am. Or fi nicio. Aștept să vină mașina. Nu m-am interesat nicio. Or fi taxele la asigurare la fel ca la una cu motor pe benzină sau să ține cont. Chiar sunt curios cât o să fie asigurarea la asta. Da, uite și ce am observat la ea. A, uite, cream că n-are termometru. Dar uite mă că are și termometru. Are și termometru? Da, uite la acolo, 3 grade. E mai micuț, așa trebuie să te uiți. Spune, da, bine, încă se vede bine. Nu știu, ce ar putea să-i lipsească la mașina asta? Să nu... Spațiu, uite, câte kilograme ai? 102. Nu trebuia să spui asta, nu? Tu ai 102 sau 112? 102. 102, eu am 115 kilograme. Uite, e spațiu dintre noi. Adică nu stai niciunul peste altul. Nu că mi-aș dori, dar zic, oricum nu se întâmplă. Spațiu la cap. Ce înălțime ai? 1,74. 1,74. Mai ai un cap de femeie de băgat deasupra ta. Iar eu am 1,96 și nu dau cu capul și am și fesul. Ia, prima urcare. Nu vreau să accelerez acum că vreau să păstrăm curentul. Habar n-am cât o fi range-ul real și cât o să fie. Dar la cum se comportă mașina asta, na, ca oricare mașină manuală, când vii aici pe ciuta, mesteci în maneta aia puțin. Sunt și viraje și... Asta... E o chestie care doar accelerezi fără să auzi nimic, fără să auzi motor turat, fără absolut nimic. Auzi cauciucurile și zgomotul de afară, de rulare, cum ești normal. Că... Pana mea, ce vrei acum? Dacă vrei să o faci să tacă, ia și izolează-o, pune-i pe ea, fă-i, treci, dar mai scazi acolo la greutate și mai scade din range. Păi zăpada și eram curios o... cum să comport asta. Asta știi că are și aer condiționat. Și dacă tot vorbim așa de dotări, are ESP-ul, poți să decuplezi ESP-ul. La multe mașini astea moderne nu poți decupla ESP-ul. Asta înseamnă că poți să faci off-road cu ea și o să aflăm. Are limitator de viteză, nu are pilot, oglinze electrice, senzori, cameră, geamuri electrice, asistență la frânare de urgență, nu mai știu, mai multe. Na, ăsta, clasic, Dacia. A, și să vorbim puțin și de stabilitate? Vorbim, dar nici nu, doar să vorbim, că nu pot să arat acum în stilul meu de mers propriu să văd cum e stabilă, dar la cum o simt acum, mergi liniștit cu ce viteză vrei. Și oricum, noi suntem puțin ca în grei, centru de greutate jos, deci cu siguranță nu o să răstoarne. Ia uite un drum aici. Ce ar fi mers pe acolo, dar e barieră. Da. Deci cam astea au fost concluziile. Oamenii își cumpără pentru anumite nevoi, nu pentru lux, nu pentru fițe, nu pentru eu mai știu ce aberații, pur și simplu că este o mașină ieftină la ce oferă ea și la fel este o mașină bună pentru prețul ăsta, pentru ce poate să ofere. Mergem mai departe. Dacia Spring. Este Dacia Sprint, de fapt. Mai ne răsturnăm? Eu sper să nu. Deci fii atent cât de stabilă este. Fii atent cât de stabilă este. Deci nu vine să cred. Ia, îl depășim cu 45 de cai? Hai, păi la fund, dar ce să-i mai dau? A, nu o să duce. Așteptam acum să mă lipesc de scaun. Bă, și eu la fel, dar era piciorul la fund, n-am ce să-i fac. Dar asta e, las că e bine așa. Uite, deja mi-a scăzut, a mai scăzut din range puțin. Bă, deci e impresionant de stabilă. Cu ce să zic, ai văzut, cu 70 la oră, pac, 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 imediat. Bine, bine. Să facem o trecere pe un podeț interesant. Cu Dacia Spring. Ia uitați ce îngust este. Dar
Am trecut și cu alte mașini pe aici și cu asta. Ce avantaj avem că e mașina ușoară, nicio treabă, niciun stres. Ia să vă arăt unde suntem. Cred că avem pe cineva în partea cealaltă. Avem cu tremur. Mariare, ușor că rupem puntea. Stai să-i facem loc să urce. Hai că mai avea puțin ce droncinai puntea. Nu să mișcare. Deci avem 50 de kilometri, 74%. Centura, când strici clipul. Punești centura. Suntem în comuna Piperești. Au. Și trecem spre Rușava. Stai să închidem geamul. Așa. A avut loc pe lângă burta ta, nu? A avut. Uite, vezi din mașină? Și loc, adică din mașină pare mult mai mică. Și am intrat pe un drum forestier și o să mergem să facem puțin off-road. Ia ce rigidă e suspensia, dar cred că sunt, uite, n-am verificat cauciucurile. Cred că sunt destul de umflate la cum să zdruncină mașina. Uite, asta n-am verificat, de obicei le verific. Mai departe. Hai să vedem cum se comportă la viteză pe macadam. Suntem tot în modul eco. Și așa viteză frumos. Ia uite ce merge. Cine a zis că nu merge springul? Mai duce? 68, 70, 75. Stabilitate? Este. Ia uite cum stă. Merge singură, n-ai treabă. Ia să luăm un viraj frumos. Ia uite ce frumos. Nu e niciun stres. Frână? Este. Mai vrei ceva? Bă, eu cred că mă duc la Rally Ride cu springul. N-ar fi rău. Eu cred că merge. Uite și un Logan pe aici. S-a speriat când a văzut că vin cu viteză. Da. A trecut și testul vitezei și cu pe macadam. Merge, n-ai treabă. Era frumos dacă era zăpadă pe aici. Hai să vedem ce mai găsim. Da. Atenție, se filmează. Spring o full electric. Fii atent să nu atinge. Da? Acum, ias, da. Așa. Nu am decuplat SP-ul și nici modul eco. Decuplăm modul eco și decuplăm SP-ul. Ia să vedem dacă pleacă de aici. Poți să te retragi puțin. Este o urcare destul de abruptă. Este un pic. Trebuie să-i dăm cu puțin demaraj. Mai facem o încercare. Păi, n-are cum să nu urce springul. N-are cum. Patinează, ceva. Ia. Hai să vedem acum cu adevărat. Păi, nu ți-ai luat cizme, nu? Nu. Mamă. Dar la spring ce-i facem dacă nu avem cizme la ea? Uscăm cu peonul. Hai să trecem o gârlă să vedem dacă reușim. Și să ajung la biserică, la bunicii mei. Gata? Da. Atenție, se filmează. Spring-o full electric.
Fii atent că nu atinge. Hai să vedem dacă urc aici. Decuplăm. Fii atent că trebuie să decuplăm SP-ul. Filmez, da? Acum, ia, da. Așa. Nu am decuplat SP-ul și nici modul eco. Decuplăm modul eco și decuplăm SP-ul. Ia să vedem dacă pleacă de aici. Poți să te retragi puțin. Este o urcare destul de abruptă. Este ușor. Trebuie să-i dăm cu puțin demaraj. Mai facem o încercare. Băi, n-are cum să nu urce springul, deci n-are cum. Patinează, că na. Ia. Asta-i. Cine a zis că nu poți face off-road cu springul? Merge. Liniștit. Gata. Bun springul, da, și la pădure, și la gârlă. Ia uitați ce înclinație e acolo. Frumos așa. Merge de n-ai treabă. Am cauciucurile foarte umflate. La prima vedere, așa par cauciucurile foarte umflate. Fii atent ce gardă la solare, zici că e duster. N-a atins acolo jos, nu? Nici o treabă. Haide, mai departe. Ia să facem o urcare aici, până la cimitir. Să-l salutăm pe tataia. Să-l salut bunicii, de fapt. Am vrut să vin în liniște. Nici eu n-am centura, dar... Ce urcare aici. Ia uite ce urcare avem, ce urcare. Hai, Dacia, hai, știu că poți, haide. Dă-i. Ia uite, mă, cum să nu poată, mă, ce vorbești, măi. Dă-i, asta e Dacia, mă, să trage din duster, mă. Hai, las-o așa, că oprim acum și... Tataie, te salut! O să vin să te aprind o lumânare. Am vrut să vin aici, pe silențios. Și dacă mă chinui puțin, pot să o bag chiar în biserică, pe intrarea asta, și să o luăm pe cărarea asta, așa. Dar nu-i cazul. Hai să pun și o centură. Ca să nu mai țiuie cât mai e. Așa. Deci a trecut testul off-road. Tu ce zici? A trecut testul off-road? A trecut, să adică te așteptai? Tu dacă nu, tu dacă nu, lasă asta. Tu dacă îți iei mașina fără și nu mergeai aici cu mine, ai făcut așa ceva? Nu, niciodată. Nici n-ai fi încercat. Bine, nici eu n-aș fi încercat, dar na, trebuia să încerc în stilul meu. Deci după 54 de kilometri avem 71% bateria. L-am scos din modul eco. Hai să prindem o lumânare și plecăm mai departe. Dă-i! Pe unde am coborât, am coborât și am urcat, trebuie să coborâm din nou și să urcăm pe partea cealaltă, pe unde am venit. Iasă. La asta nu cred că e cazul de scuturi. Hai să vedem dacă urcăm în partea cealaltă, unde e noroi mai mare. Până aici este foarte bine. Avem aici un noroi la roți.
Opa, stai că ne murdărim. Dăm puțin înapoi. Hai să vedem. Haide, hai Dacia, haide, bine spring, ăsta-i, bravo! La, am urcat și din gârlă și avem și baterie. Marian, vrei să trec să te iau? Uite ce frumos, au tras ambele roți, deci te rog frumos, nu-i chiar așa. Recunoaște că nu te așteptai să urce. Nu, eu am zis de la început că nu urcă. Bă, nici eu când am văzut prima dată, dar... Surprinzător. Hai mai departe. Continuăm aventura. Suntem în Rușavățu, mergem spre Mușcel. Și aici sunt niște treceri foarte interesante. Ia uite, frumos. Deci o treabă Springo. E o mașină înaltă. Eu cred că au păcălit lumea când au zis că Springo e de oraș. Na, poți să vii în natură cu ea, nu poluezi, nu lasă fum, merge și printre copaci. Auzi, dar îți imaginezi dacă asta merge așa la 45 de cai, cam cum merge Zoe la 130 de cai. Da, cred că e ceva mai mult de atât. Vreau să mai facem un mic test acum. O să facem un test de suspensie. Dar mi-au închis drumul. Nu-i corect. Aici era un drum așa și o luam pe gârlă. Baterie. Bateria asta e cam perversă. A devenit cam perversă. Are 69%. Hai să facem puțin test de suspensie. Sper să nu rămânem pe aici. Cred că ar trebui să o întoarcem. Ce e avantajul? Că poți să o întorci în locuri strimte. Ăla-i! Aici este drum, da? Să ne înțelegem. Nu există alt drum spre satul ăsta Mușcel. Iar aceasta este o apă doar de la... care se adună de la topirea zăpezii. Sau diverse izvoare din munte. Nu cred că are un nume. Deci să nu începeți cu... că am intrat prin râu sau prin nu știu ce am făcut. Nu are nicio legătură. Asta este singurul drum de acces spre satul. Bine, nu este singurul de fapt. Mai este și prin pătărlagele, dar ăsta e principalul drum de acces către Rușavăț și Mușcel. Și am ajuns și în pădure. Într-o pădure de la spre Ursoaia suntem. Adică comuna Viperești. Și chiar îi spuneam lui Marius să facem traseul spre mănăstirea Cârnu. Este traseul mai de off-road, așa, cu urcări, cu... Ia uite ce liniște s-a făcut. Ia taci. Bă, nu s-aude nimic. Nu sperii nici animalele. Ia. Uite ce frumos pleacă. Băi, gata, știu pentru ce e mașina asta. Adică, la ce poți să o mai folosești? Ia zi. Zi tu, dacă vânătoare. E liniște, la? Vânătoare. La vânătoare, exact. Poți să o folosești și la vânătoare. Intră în ea trei puști, dar fără persoane. Ia uite ce merge Springo. Locuri pe unde te aduce Springo.
Urcăm în munți acum, uite, uite, n-are un altimetru să ne uităm la ce altitudine suntem. Uite, ăsta era drumul de care ziceam, dar cred că e... Uite, am găsit pe aici o scurtătură. O luăm pe aici? Da, da. Hai să vedem. Asta e. Am reușit. Cam reușit. Bine, nu am zgâriat-o, că nu sunt crăci pe aici. Uite, pe-ntre astea ne încadrăm. Ia. Așa, frumos. Elegant, nu e nicio problemă. Prinde, rezistă și merge. Deci o mașină ideală pentru pădure. Dar aici cred că s-a terminat drumul. Trebuie să faci puțin loc dacă vrei, că nu vreau să zgârii mașina. Sunt două crăci aici, să termină traseul. Deci poți merge cu springul în pădure? Da! Da! Se poate? În liniște și pace. Liniște și pace în suflet. Gata, hai sus, că s-a eliberat drumul. Uite ce peisaj și ce aer curat avem aici. Hai, ce poți să-ți dorești mai mult? Vii fără gălăgie, fără... Aștept dusterul electric, Dacia. Da, să-mi dați un duster electric, că eu vreau să vin cu el în pădure. Pa, ia, aici facem o încrucișare de punți. Ia, uite ce frumos a trecut. Ăsta-i. Gata, bine ați revenit pe drum. Fii atent aici traseul, ăsta e traseul de rally. Uite ce, cât de frumos poate să meargă. Nu țopăie, nu sare, nu... Hai, merge impecabil. Roțile, dacă erau puțin mai lăsate. Da, mașină electrică, Dacia Spring. De drag vii să te plimbi cu ea prin pădure. N-ai nicio treabă. Merge de... mai treabă. Opa, ia uite ce frumos. Un viraj acum așa frumos. Asta e. Merge impecabil. Este decuplat și ESP-ul. Poți să mergi cu ea. Nu fuge, nu derapează. Urcă. Au ce ne așteaptă aici. O urcare frumoasă. O să vedem puțin mai târziu, când trebuie să urcăm direct prin pădure spre mănăstirea Cârnul încolo. Dar la cum s-a descurcat acum, nu cred că vor fi probleme. Marian, tu ce spui? Urca, ia uite ce e în fața acolo. Ne așteaptă o urcare acolo frumoasă în față. N-am emoții. Hai să vedem. Ia vedeți aici ce frumos urcăm. Și suntem în modul eco. Bine, că în filmare nu se vede. Na, ca de obicei. Nu se vede în filmare, dar este... Adică urcă neașteptat de bine. Iar bateria se ține foarte bine, 61%. Când am intrat aici, cât ai spus că aveam? 74%. 74%, adică am intrat acum mai bine de jumătate de oră, cred. Cam pe acolo, ca timp mă refer. Jumătate de oră cel puțin. Jumătate de oră cel puțin și kilometri, nu știu, am făcut câțiva. 3, 4, 5. Și continuăm să urcăm. O să facem și un clip la când ajungem aici, la cel mai înalt punct. Deci eu acum merg, nu încalec dâmbul de pe mijloc. Eu merg pe urmele normale, iar pe mijloc este un dâmb destul de înăltuț pentru multe mașini. Eu nu țin cont acum. Merg pe unde merg mașinile astea mai înalte. Pentru că springul văd că stă destul de bine la garda la sol. Și ce frumos urcă. Accelerația e așa, la jumătate, să zic. Niciun stres. Hopa!
A2. Băi! Nu vrea, mă, să urce, mă. Nu vrea. Deci nu vrea să urce. Ce ai făcut, spring? Ia să vedem. Mă, filmează acolo. Mă, mai avea puțin, mă, și urca. Am văzut. Puțin mai trebuia. Hai spring! Hai spring! Hai că poți! Știu că poți! Ăsta-i! Ăsta-i spring! Bine! Bine, bine! Atât! Bine spring! Bine, bine! Dă-ne și nouă drumul! Asta e. Am urcat frumos, elegant. Cam așa era noroiul. Uite, pe unde am mers cu springul, pe aceleași urme. E noroi de la Clisos. Și asta e urcarea, sper că se vede, nu? Exact, se vede. A, da, Clis asta. Și springul este sus, acolo. Adică, da, a mers și el, ce să zic. Merge, dacă vrei, se poate. Hai să vă arăt unde am ajuns cu springul. Ia uite-l! Uitați aici ce peisaj frumos! Și ce noroi! Roțile umflate. Nici nu mai are cauciucuri. S-a făcut din pietre. Suntem la Mușcel, în Viperești. Și mergem spre Cârnu și ne așteaptă iar o urcare așa frumoasă. Să vedem cum ne descurcăm și cum se descurcă springul. Ia uitați ce liniște aici. Și suntem cu... Ia uite, bă, suntem cu springul. Ne-a dus la 60 și ceva de kilometri de Buzău, într-o pădure spre mănăstirea Cârnu. Doar cei care știu drumul ăsta și cum se urcă pe noroi și cât de alunecos este, o să-și dea seama de cât de bine a urcat mașina. Mașina și pornită și oprită este la fel. Liniște și pace. Liniște! Hai să mergem! Ne apropiem de mănăstirea Cârnu. Un peisaj frumos. Frumos și acum, dar vara este superbă aici. Este un drum pe care îl poți face cu oricare mașină. Trebuie doar să fii puțin mai atent.
Dar cu electrica, nu știu dacă a ajuns cineva pe aici, cel puțin nu cu Springo, probabil cu altele. Porțiunea din pădure a fost tare interesantă. Cam așa arată. Deci nu este bun Springo. Deci avem consumați 19,5 kW. Acum dă în kW. Ia să ce mai apare aici. 7000. Unde sunt kilometri? 64 de kilometri avem până acum. Bateria este la jumătate. În condiții de off-road, pot să spun, că nu a mers ca oamenii cu ea. Aici este Mănăstirea Cărnă. Pentru cei doritori de astfel de locuri, iar asta este o scurtătură. Drumul normal este pe acolo. Hai să o luăm pe scurtătură, că e mai frumos pe scurtătură. Deci noi trebuie să ajungem la stâna aia sus acolo. Uite acolo, dacă vezi, Marius. Și asta e un drum mai pe de-a drept, așa. Deci nu pot să-i reproșez nimic la mașina asta. Dacă vrei să faci așa o scurtă plimbare prin natură, o să te duci în condiții de... Nici nu zic că am mers liniștit, dar nici nu pot să zic că am forțat-o la maxim. Pe cât posibil am mers în eco. Însă peste 100 de kilometri te poți distra foarte frumos cu ea. În oraș depinde foarte mult de stilul fiecăruia de mers. Sunt foarte mulți factori de care depinde bateria și cât te ține o baterie la mașină. Așa arată peisajul pe aici. Am ajuns în rai. Ia uitați, nici văcuțele nu se sperie, că nu se aude nimic. Uite ce frumos și liniștite stau, n-au niciun stres. Suntem aici într-o zonă cu o stână și cu văcuțe multe. Ce faci? E ciudat că nu se aude nimic, a? Te uiți, ce te uiți cam așa? Ai văzut mașina asta? Ce caută ăștia pe aici, mă, cu mașina? Hai, vreau încoace. Hai, vino, nu te mai da ca vaca. Hai, vino. Da, ia uite și mieluții. Uite, până și mieluții se uită, că nu aud zgomote. Oh, dar ia fii atent pe unde trecem acolo, direct prin noi. Uite, să vezi sus acolo, sus. Sunt în drum. Ia să vedem ce părere au oițele despre... Hai să vedem ce părere au oițele despre zgomotul ăsta la mașină. Și, da, o fi drum pe aici sau... Pe unde trecem și noi? O luăm așa până lateral? Nu. Chiar s-o răsturna? Oițe, vrem și noi să trecem? Titit. Stai că să nu se răstarne. Băi, dă-ne și nouă. Așa. Mulțumim frumos. Unde-i drumul? În dreapta. Deci vezi ce înseamnă mașina electrică? Nu bâzie, nu se aude nimic. Hai să vedem pe aici, să explorăm puțin zona, ce avem aici, unde ieșim. Ține springul, ține-l. Nu, eu glumesc, știu că nu se întâmplă nimic. Uite și un porc. Eu dă un porc. Vreți ceva un porc? Băi, nici porcul nu se sperie de spring. Băi! Alo! Guiți! Porcule! Mă scuzați, când ți-am zis porc, te-ai simțit, te-ai uitat urât. Hai să mergem, că nu-i bine, nu-i bine. Hai mai departe. Da, ia să vedem, asta e drum necirculat, neumblat, nimic. Cred că e doar de oi ăsta. Hai să vedem noi unde duce. Ajungem la un peisaj. Ia uite ce peisaj avem acolo, Valea Buzăului. Cam înclinat drumul ăsta.
Ia hai să vedem cum se sperie oile sau dacă se sperie de electric, doar că e zgomotul ăsta de fundal al mașinii, care după o viteză nu se mai aude. Ia. Foarte relaxat așa, niciun stres n-au. Da, deci mașina asta, putem să mergem și la oi cu ea. Ia, frumos. Nici o problemă. Mașina asta și-a greșit destinația. Asta este pentru off-road. Off-road liniștit, așa, în liniște și pace. Și fără să deranjeze animalele. Au, ce frumos merge. Ce frumos lansează. Mai avem 51% baterie. Adică jumătate. Și o să ieșim la pătărlagele. Mergem să o spălăm. Ne-a plăcut. Ți-a plăcut, da? Da, ne-a plăcut. Mai venim. Ne luăm și noi. Uite trenul. A, deci putem încărca și mașina. A, stai bă, că trenul ăsta e de la cu motor. Aici nu e... Aici nu e linie ferată cu electrificată. Bă, dar nu putem să luăm după tren? Scurtă. Cum o rezistă la impact cu trenul? Eu zic că rezistă. Eu n-aș sta în mașină la impact. Da, ce ia.
speaker, SOS, altă chestie foarte tare. Ai un computer de bord destul de detaliat, simplu, nu știu ce poți să-ți dorești mai mult. Ai o muzică în ea, s-auzi acolo în surdină și cam asta e. Nu aveai asiguranță, că are o stea la euro în cap, nu știu ce tablă, roți, nu știu ce naiba nu mai are, dar mașina asta este mai mult decât poți să-ți dorești de la o electrică. Cei care nu ați mers niciodată cu o electrică și comentați despre mașina asta micuță și firavă așa cum este ea, vă zic eu că depășește așteptările. Iar cei care ați condus cu totul alte mașini, nimic de zis, sunt mașini foarte scumpe pe care ți le permis sau nu și o iei să te plimbi cu ea peste tot. Chiar și cu mașinuța asta mică poți să mergi, îți garantez, unde vrei tu în țara asta. Trebuie să fii doar atent și mai să dai importanță mai mare unde o încarci. Deci la cum s-a comportat azi cu kilometrii ăsta și cu bateria asta, eu zic că poți face un 200 de kilometri fără probleme, adică 200 de kilometri în regim mai așa, mai de oraș și de într-o zonă de munte. Asta vorbim dacă o folosești perfect legal. Eu am mers și pe modul eco și pe normal și cu căldura și cu ea oprită și pornită să fiu sigur că ajung și cu ea acasă, dar se pare că a depășit așteptările. Are o căldură de... nu-ți vine să crezi. Imediat se încălzește și bagă căldură fără... poate mai bine ca daciile normale. Ca la Duster, nea, că tot vorbim despre Duster. Din partea mea, springul ăsta pentru oraș, copii, cumpărături, pizza și alte nebunii de genul este perfectă, pot spune, ideală. Și la banii ăștia, la banii pe care poți să o cumpere, adică undeva la 10.000 de euro. Continuăm testele și vedem ce mai descoperim la alte modele. O zi frumoasă să aveți!